Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Alexandru Niculai și am bucuria ca la început de an 2024 să vă spun la mulți ani, să aveți un an bun plin de realizări. Încă o dată, la mulți ani trebuie să vă spun pentru că astăzi, 8 ianuarie, este ziua Câmpinei, așadar la mulți ani tuturor câmpinenilor și câmpinei noastre dragi. Iar cel mai potrivit invitat pentru a sărbători împreună ziua Câmpinei în felul nostru, am considerat că este domnul Șerban Băleanu, un binecunoscut iubitor al istoriei locale, un om cu care noi am colaborat în foarte multe rânduri și căruia îi mulțumim încă o dată pentru întreaga noastră colaborare. Și eu vă mulțumesc și la mulți ani dumneavoastră, echipei dumneavoastră și, evident, nu în ultimul rând, câmpinenilor. Domnule Băleanu, de ziua Câmpinei se pot spune foarte multe despre cei 521 de ani de la atestarea documentară a localității, cu siguranță istoria ei fiind mult mai veche. Totuși aș vrea să vă provoc să începem cu cea mai luminoasă, cea mai strălucitoare perioadă a Câmpinei. Care considerați dumneavoastră că ar fi fost? Dacă ne luăm după dinamica economică și, evident, dinamica populației, perioada cea mai consistentă, perioada care a adus și faimă Câmpinii, nu numai în țară, dar și în afara țării, a fost începând de la 1900, chiar de la 1897, când aici s-a construit Steaua Română, cea mai mare rafinărie, așa se spune și se spunea, din Europa, și modernă, deopotrivă, și pe cale de consecință, ceea ce a ridicat foarte mult Câmpina, evident, a fost petrolul. Așa au apărut societăți mai mărunte de petrol și cei doi stâlpi, ca să spun așa, ai petrolului câmpinan, care aveau sediile în Câmpina, sediile centrale, Steaua Română și Astra Română. Cam asta a fost perioada, evident, petrolul e o resursă, dar nu fără de sfârșit. Și pe cale de consecință și în industria asta a apărut la un moment dat declinul. Ca să fiu mai scurt, la întrebarea noastră m-aș referi la perioada dintre 1900-1910 și până 1937-38, pentru că după aceea a început războiul. Practic, odată cu începerea războiului, a urmat declin. Da. Ce ar lipsi Câmpinei actuale pentru a avea strălucirea din perioada de care vorbeam, perioada interbelică și cea de la începutul secolului al XX-lea? Vedeți că toate au fost legate între ele. În primul rând, Câmpinii, la ora actuală, îi lipsește petrol. Ăsta a fost motorul evoluției economice în Câmpina. Deci, cum am spus și mai devreme, este o resursă epuizabilă și pe care, de consecință, ceva alternativ nu s-a găsit care să ridice, să spun, să ne facă foarte cunoscuți, mă refer la Câmpine, la Câmpina. E foarte adevărat, după 1960, au apărut în Câmpina, s-au modernizat. Tornătoria lui Țipțăr, mă rog, a devenit uzina Neptun, uzina Iruie, IRA, electromontajul. Au fost foarte multe întreprinderi care au beneficiat de o anumită tehnologie, dar care tehnologie, din păcate, n-a mai fost updatată. Iar momentul 1989 i-a găsit în această situație și cu foarte mare ușurință, mă rog, așa au fost legile timpului, s-au dezintegrat, că ăsta este termenul. Practic, astăzi, două mari întreprinderi, întreprinderi de reparație auto, ieri, așa cum o știau câmpinenii, și tunătoria sunt efectiv rase după suprafața Pământului. Deci n-am avut alte obiective care
să ne ridice și să țină pasul cu evoluția anterioară a câmpinii, pentru că și numărul mare de intelectuali la mii de locuitori a fost focalizat, mă rog, localizat tot între cele două războaie mondiale, tot datorită prezenței unui număr foarte mare de specialiști ai astrei române, ai stelei române, în domeniul petrolului, ingineri, geologi și așa mai departe. Acest indicator, să-i spunem, nu s-a mai menținut după al doilea război mondial? Nu știu dacă s-a mai... Nu s-a mai menținut. S-a menținut o perioadă, însă atunci era alt gen de viziune economică, erau planuri, erau așa isele, mă rog, cincinale și așa mai departe, încât... Pentru că nouă și astăzi ne place să ne numim orașul cu cei mai mulți intelectuali raportat la mii de locuituri. Mai bine ne raportăm la zile senine. e mai real, nu? Mai părerea mea. Adevăr. Părerea mea. Adică nu mai avem un număr atât de mare de intelectuali ca odinioară raportat și atunci la numărul populației. Cu toate că astăzi... Mie îmi place foarte mult statistica și să o urmăresc pe cea oficială. În 1992, Câmpina avea, mă refer la rezidenți, la localnici, 42.000 de suflete. Astăzi, în baza recensământului care se face odată la 10 ani, Câmpina are 28.000 și vreo 900 de locuitori. Dacă ne ducem înapoi în timp, este echivalentul, egalul populației din 1975. Și tare mi-e teamă că declinul ăsta al populației, dacă își menține cursul, probabil în 2031, când va fi următorul recensământ național, vom ajunge la populația din 1966. Astea nu sunt lucruri bune. Din punct de vedere geografic, Câmpina are o poziție excepțională. Am fost vitregiți de bijelii, de inundații, o poziție geografică excepțională. Pe un gen de depresiune, de platou, încât aici se puteau face probabil mai multe, dar asta n-a depins de locuitori în mod special, ci de întreprinzători. Totuși, depopularea asta nu e un fenomen strict legat de Câmpina. Ea se regăsește la nivel național și sunt multe localități în țară în situația Câmpinei. Deci, din 1992 și până astăzi, 12.600 de persoane apte de lucru au părăsit Câmpina. E un fenomen migratoriu național. Fie că am plecat în localități unde sunt alte oportunități de posturi, de salarii în țară. Sau chiar afară. Dar părerea mea că cei mai mulți au plecat în afară. Și au trecut foarte mulți ani și au făcut familie acolo, s-au născut copiilor acolo, au devenit cetățeni ai statelor respective și mă îndoiesc că acești oameni vor mai reveni probabil de sărbători, probabil de Paște, probabil de... În niciun caz să revină și să se apuce de treabă aici. Din ceea ce are Câmpina în momentul de față de oferit, care credeți că ar fi elementul cel mai important care, dacă să nu readucă strălucirea de altă dată, măcar să ne, cumva, să ne mai apropie de ceea ce era odată Câmpina? În primul rând, a trebuit făcut, mă rog, un pas local, pentru că o bună parte din locuitorii Câmpinii, nu e vina lor, așa a fost să fie, nu cunosc istoria acestei localități și este totuși o localitate care, cel puțin în acte, pentru că istoria se bazează pe înscrisuri, pe documente, are 521 de ani. Sunt multe lucruri necunoscute lor despre Câmpina. Mai recent există și visători care vor să facă din Câmpina un oraș turistic. Hai să fim serioși. Turistic cu ce?
Avem într-adevăr două muzee, dar la o altă statistică pe care nu o cunosc, dar o simt, foarte puțin câmpineni au călcat pragul acestor două muzee în decursul staționării lor, existenței lor în Câmpina. În rest, e un oraș de o localitate de tranzit către locuri mai frumoase, să spun, din punctul lor de vedere, către Valea Duftanei, către Brebu, Cornu și mai vorbesc de Valea Prahovei superioară. Am propus acum 4 ani, pentru că anul ăsta vor fi și alegeri locale, noi administrații locale, chiar foarte recent, la începutul mandatului și cu sprijinul dumneavoastră, neapărat să le spun, domne, strada aia trebuie reparată, iluminat, gunoi, câini și așa mai departe. Nu. Am venit cu o propunere care nu era nici măcar costisitoare. Aceea de a discuta cu directorii de școli și în curicula școlară, dacă este posibil, aș zice, începând din clasa 5-a până între a 12-a, să existe o oră pe semestru, adică 50 de minute într-un semestru alocat istoriei acestei localități. Și, din păcate, să prezinte pe cine hotărăște administrația, să prezinte date istorice, da, înțeleg, cei îndrituiți, și lucrul ăsta nu s-a întâmplat. De altfel, în a doua oră de dirigenție ar fi fost recomandat ca toți elevii de la 5 și liceeni, 5, 8 și 18, să spună după acest ciclu, domne, am vizitat ambele muzee din Câmpina. Ăsta ar fi un prim pas, pentru că la acele, să spunem, întrevederi pe teme istorice în Câmpina și nu numai, mă refer cele de interior, chiar și cele culturale, nu la spectacole în sala, la Casa de Cultură sau la Casa Tineretului, cât și când sunt expoziții de pictură, numărul este foarte restrâns. De regulă vin aceleași persoane, vârsta este destul de ridicată și iară pe dată statistică, cam unul dintr-o mie de câmpineni participă, ceea ce spune multe. Lucrurile astea nu s-au realizat. Am mai făcut o propunere, tot cu sprijinul dumneavoastră, a apărut pe site-ul dumneavoastră, pe Câmpina TV, acum vreo 6 ani și jumătate. Am văzut toți cei care am umblat până Europa, și nu numai, și în țară. Vedem o clădire, o placă, aici a creat, aici a locuit o perioadă, o personalitate locală, națională. Dom'le, hai să punem și noi în Câmpina, și am dat o listă administrației locale de clădiri încă existente, altele nu, acolo unde se poate pune o astfel de placă. Un consilier local, dacă mi-aduc bine aminte, doamna Clinciu, vorbim de 2018, a transpus-o într-o hotărâre de consiliu, a devenit lege locală și de 6 ani nu s-a pus în aplicare. Urmează. Suntem optimiști, sperăm întotdeauna că, da, până la urmă se vor găsi. Adică resurse. Acești pași mărunți ar stârni curiozitatea multora, nu neapărat să plece. S-au scris și câteva lucrări, adevărat, despre Câmpina, dar din păcate ele nu se mai găsesc, pentru că au fost tipărite de primărie și distribuite după un algoritm numai de știu. Vreau să vă întreb apropo de treaba asta. Un copil, un elev, să spunem, e pasionat de istoria locală sau, da, află o frântură de informație și vrea să o coroboreze cu altele. Cum ar putea găsi astfel de informații? Unde ar trebui să se adreseze? Ce ar trebui să facă? Am fost pus în situația asta, cel puțin până să ies la pensie de la institut din Câmpina. Am fost câțiva colegi care, pentru anumite proiecte ale clasei, m-au rugat să le furnizez niște informații. Dar
practic un copil, adică ei părinți sunt și ei relativ tineri și nu știu prea de unde se informeze. Sincer vă spun. Aici mi se pare o mare problemă, adică pașii aceia mici de care ziceați dumneavoastră, care sunt obligatorii de făcuți. Și existența, poate unui manual e mult spus, dar să existe în fiecare unitate de învățământ, în fiecare bibliotecă acesteia, măcar două, trei cărți dintre cele care au apărut de istorie locală. Și atunci ai cât de cât un capăt de la care să începi. Evident că pașii ăștia către școală, eu fiind de elev, să spun al unei școli, m-aș duce în bibliotecă, aș găsi, m-ar mulțumi sau nu, decât se ducă la biblioteca orașului, unde sunt două, trei exemplare, bănuiesc, nu știu, și e mai dificil. Haideți un pic să ne mai întoarcem la istoria Câmpinei. Care considerați noastră că este perioada din istoria Câmpinei care ar avea cel mai mare potențial în a aduce noutăți despre Câmpina și care a fost poate insuficient documentat sau cercetat? Bine, documente au apărut cel puțin după 1990, începând de la atestarea documentară de la Brașov, însă odată cu, eu cel puțin am găsit câteva lucrări, unde este menționat vama de la Câmpina, unde, mă rog, culoarul Văii Prahovei a fost mai anevoios decât zona Oltului, de a traversa în Transilvania. Era mai anevoios, mai periculos și chiar bântuit de hoți la vremea respectivă. Însă, de-abia după 1990 s-au deschis anticariate, au început să se găsească anumite lucrări. Eu am luat destul de multe lucrări din astfel de anticariate sau după anumite site-uri și coroborate, poți să-ți faci o imagine despre arealul tău, să spunem. N-aș zice, probabil că cei de după noi vor avea alte posibilități de căutare odată cu digitalizările unor documente și atunci pot găsi și ceva mai vechi decât ceea ce s-a descoperit în registrul vigesimal de la Brașov, de la cetatea Brașovului, 1503. Pentru că cu siguranță localitatea era mai veche. N-au venit ieri acele două persoane și au făcut o colibă și a doua zi au plecat cu ceara la Brașov. Să fim serioși. Deci localitatea este mult mai veche. Și probabil vor apărea documente în timp. Mai aveam o întrebare poate mai personală. De unde a plecat asta dumneavoastră, pasiunea asta către istoria locală? Vedeți, eu am beneficiat, ai mei n-au avut poziții însemnate, familia mea, bunicii mei, însă au fost, fiecare a avut, să spun, cu anumită pasiune. Bunicul meu din partea mamei, care o scurtă perioadă de timp a fost și viceprimar, dar aici mă refer la 1939-40, a păstrat foarte multe documente ale timpului, foarte multe reviste, foarte multe almanacuri, o sumedenie de documente și mai avea și un hobby, era fotograf, amator. Am și acum atelierul lui acasă, neatins, neschimbat. Și de acolo am găsit foarte multe fotografii despre Câmpina, făcute pe clișee de sticlă și cu greutate le-am developat și așa am plus că multe documente vizau anumite autorități ale timpului care erau cam interzise în anii aia. Mă rog, vizita regelui Mihai, vizita regelui Carol în Câmpina, Carol al II-lea, dar și Ferdinand. Lucrurile astea trebuiau ținute undeva. El le-a păstrat și așa mi-a strânit această
inițial curiozitate, după care, într-adevăr, le-am aranjat, le-am ordonat și le-am studiat. Un muzeu al Câmpinii credeți că ar avea succes? Măcar în rândul tinerilor de care vorbeam mai devreme. Asta e o idee mult mai veche. De exemplu, și eu și răposatul meu, coleg de la Institut, Edi Iosipescu, când lucram la albumul Câmpina 1500 de ani, 500 de ani, pardon, scuze, 1503, am inventariat în ceea ce aveam noi și domnul Ciupală și Silviu Dancratovi undeva la 2000 de fotografii despre Câmpina. O parte cărți poștale care au circulat, dar cele mai multe erau fotografii făcute de genul ăsta de fotografi amatori, pe care la vremea respectivă, mi-aduc aminte, cred că era domnul Tudor primar, da, pentru că dânsul s-a ocupat și de acea aniversare de 500 de ani de atestare documentară, am spus că aceste lucruri s-ar regăsi foarte bine într-un muzeu, numai că nu s-a găsit o locație. Nici până în ziua de azi mă îndoiesc că se va găsi. Locația ar exista măcar teoretic sau din punct de vedere administrativ. Da, bine, n-ar trebui spații multiple pentru că... Există chiar și o hotărâre a Consiliului în sensul ăsta, da. E mai recentă decât aia din 2018. Da, da. Pentru că vorbeați de evenimentul din 2003 legat de sărbătoarea Zilei Câmpinii, 500 de ani de atestare documentară. Ați fost direct implicat oarecum în acel eveniment, da, alături de ceilalți trei colaboratori. Exact. Atunci am lansat și acel album monografic ilustrat, în care am introdus vreo 600 de documente. Domnul Tudor, pentru că trebuie să-i mulțumesc și acum pe această cale, a fost foarte receptiv. În general, acel eveniment a fost făcut pe anumite secțiuni, parte de istorie cu expunere de documente, de fotografii, parte de picturi și alte manifestări, care au durat aproape o lună de zile până la momentul de la festiv, Casa Științei. Festiv, da. Și efectiv ne-a lăsat mână liberă, noi am aranjat expoziția și de la Casa de Cultură și de la Casa Științei, mă rog, cu personalitățile timpului naționale care au venit atunci, însă am făcut-o cu plăcere și atunci am arătat ce potențial de documente deține numai noi patru. În realitate sunt mai mulți câmpineni care au documente de diverse, din diverse domenii fotografii care, puse toate cap-coadă, pot genera o anumită imagine. Muzeul nu s-a făcut, pentru că sunt convins că mulți ar fi dat măcar o copie a documentului care îl are, să-l pună la vedere. Asta e. De-a lungul ultimilor ani ați fost unul dintre cei care au militat pentru schimbarea datei de sărbătorirea Zilei Câmpinii. Vă mențineți același punct de vedere? Nu, schimbarea datei, nu. De 8 ianuarie? Da. Nu, n-am fost printre cei... Ca sărbătorirea Zilei Câmpinii se facă de Sfântul Constantin și Elena. Nu, numai. Nu, m-a referit la altceva. Există în istoria locală, în documente, menționat undeva în secolul al XVI-lea Târgul de Lunea de la Câmpina. Ulterior, acest târg a atras săptămânal localnicii din zonele din limitrofe, a devenit cunoscut și ulterior de Sfântul Constantin și Elena, pe 21 mai, a apărut acest târg anual de la Câmpina, care este menționat în multe lucrări, inclusiv în enciclopedia Minerva din 1930.
ce am susținut eu ca acea festivitate a toamnei, care nu avea nicio tradiție pentru care nu se lega cu nimic de istoria locală, să fie relocată atunci, pentru că așa am dat continuitate după un arc de timp al unui eveniment care s-a făcut cunoscut în Câmpina și în țară. Și aici mi-a stârnit, nu știu cât timp de emisie mai avem, dar eu am solicitat administrației locale, cum spuneam mai devreme, inclusiv schimbarea denumirii unor străzi, unor alei, care au nume fistichii. De exemplu, Stoica Tudorescu, cel care a scris prima monografie a Câmpii, o monografie foarte documentată, profesor la Liceul Dimitrie Barbu Știrbei, eu l-am văzut, eram copil, mi-aduc aminte de domnia sa, ploieștean, mă rog, locuia în Ploiești, dar a fost atras de zona asta și a generat o monografie foarte bine documentată. Ar merita ca Aleea Licurici, ca să nu mai dau alte nume, inclusiv strada unde am eu casa părintească, cercului, care numai în formă de cer nu e, să-i se dea un astfel de nume, sau a eminentului dascăl Câmpinean, cel care a ridicat efectiv învățământul Câmpinean și a fost cunoscut până la vârful țării, Anastasie Scripcă, directorul școlii, care ulterior noi am cunoscut-o ca generală 1. Acești oameni, pe lângă că sunt trecuți așa undeva în istorie, ar merita să o alee, nu zic o stradă, să poartă numele acestor somități locale, pentru că vorbim de personalități locale care și-au adus aportul la istoria Câmpinii. Și ar mai fi sigur și altele, că și Știrbei ar merita, și Anton Rachi, probabil. De Știrbei am propus atunci când s-a făcut sala de sport, acel plan de 400 de săli de sport, ca măcar sala de sport, pentru că era în fața așezământului domnesc al lui Dimitrie Barbu Știrbei. Eu am învățat vreo 2 ani, clasa a doua și a treia în acea clădire, să poarte numele. Nu trebuia nicio autorizație, nu trebuia niciun fel de decizie, pur și simplu sala de sport Dimitrie Barbu Știrbei a Colegiului Național Nicolae Grigorescu. Punct. 2-1. Mergeți să vedeți. Înainte de a încheia, aș vrea să vă mai provoc o întrebare. Vă rog. Să nu ne aruncăm prea mult în timp, peste 10 ani să spunem, cum credeți că va fi Câmpina și ziua Câmpinei peste 10 ani? Peste 10 ani asta, teoretic, înseamnă 2 mandate de administrație locală. Dacă vor fi cum a fost acest mandat cu un consiliu local, n-am voie să spun mai mult. E o chestie de bun simț și de o comisie de cultură a Șișderea, probabil că nu trageți mari speranțe. Din păcate. Totuși ar trebui să încheiem într-o notă optimistă, fiind ziua Câmpinii, și ar trebui să găsim un element în contemporaneitate. Să fim sănătoși și să ne revedem și peste 10 ani. Cu mare drag. Să tragem un bilanț. Și în care să-mi demonstrați că ați avut dreptate, nu? Nu-mi doresc să am dreptate, că nu mi-ar face plăcere. Localitatea în care m-am născut, s-au născut părinții mei, bunicii mei, și parcă nu mi-ar face plăcere, dar sunt nevoit. Voi fi probabil nevoit. Sper să nu. Vă mulțumim foarte mult pentru invitația noastră. Doamnelor și domnilor, încă o dată la mulți ani, atât de început de an, cât și de ziua Câmpinei. Și urmăriți-ne și în 2024, că pentru veți avea ce vedea. Până data viitoare, toate cele bune!